Într-un decor captivant printre ruinele unei biserici antice din sudul Turciei, un grup de arheologi a făcut o descoperire uluitoare. Aceștia au găsit mormântul Sfântului Nicolae, o figură sfântă asociată cu povestea legendară a lui Moș Crăciun, faimosul personaj al sărbătorilor de iarnă. Arheologii au dezvăluit mormântul Sfântului Nicolae și pardoseala pe care acesta a pășit în interiorul bisericii care îi poartă numele din orașul antigrec Mira, actualul Demre, în sudul Turciei de azi. Sfântul Nicolae a fost un episcop creștin timpuriu, care a trăit în perioada Imperiului Roman. Datorită numeroaselor miracole atribuite rugăciunilor sale, el este cunoscut și drept Nicolae, făcătorul de minuni. Biserica Sfântului Nicolae din orașul antigrec Mira a fost construită în anul 520, pe fundațiile bisericii unde Sfântul Nicolae a slujit ca episcop și a fost înmormântat. Conform cercetărilor specializate, se știa deja că trupul Sfântului a fost îngropat într-o biserică din secolul al IV-lea după Hristos, din provincia Antalya, Turcia actuală. Totuși, rămășițele sale au fost furate la aproximativ 700 de ani după deces, ceea ce a dus la pierderea locației exacte a mormântului. Locul exact al mormântului a fost identificat prin intermediul unei frește cu Isus. Lângă sarcofagul în care a fost plasat Sfântul Nicolae, cercetătorii au descoperit o frescă ce ilustrează scena în care Isus ține o Biblie în mâna stângă și face semnul binecuvântării cu dreapta. Această scenă pictată a constituit un element crucial în confirmarea identității Sfântului, oferind dovezi vizuale convingătoare asociate cu tradiția creștină. Mai mult, sarcofagul Sfântului a fost amplasat într-un loc special în vechea biserică și se crede că doar o personalitate proeminentă ar fi putut avea o asemenea onoare, relatează realitatea.net.